În această dimineață aș dori să abordez un pasaj puțin mai lung din Sfintele Scripturi. O să citim un capitol întreg, pentru că aș vrea să avem o imagine de ansamblu asupra acestei istorii. Este una dintre cele mai tragice, mai dureroase istorii în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că are echivalent decât poate, mă gândesc, în istoria neprihănitului Iov. Vă invit, din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare. Citim din 1 Împărați, capitolul 21, începând cu versetul 1. 1 Împărați, 21, începând cu versetul 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și s-a întors, și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevasta sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: pentru ce este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau dacă vrei îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns: te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul:
voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face astfel casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevasta sa, Izabela, îl ațăța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit, se culca în sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. La prima vedere, Ahab îi face o propunere greu de refuzat lui Nabot. Îi oferă o vie mai bună. Sau, dacă preferă, preț de argint. Dar mai mult decât atât, această afacere cu împăratul lui Israel îi dă șansa lui Nabot să intre într-o relație cu împăratul, să intre în grațiile împăratului, să devină unul dintre favoriții împăratului. O relație de invidiat. Cui nu-i place să se bage în seamă cu oameni importanți, care au putere, care au resurse, care au influență. Nabot pare la prima vedere un om dificil. Și refuzul său categoric îl demoralizează pe împăratul Ahab. Când ești împărat, este foarte greu să accepți ca cineva să te refuze și să te refuze categoric. Veți observa mai târziu că Ahab, în urma discuției pe care o are cu Nabot, nu pricepe tot ce îi spune Nabot. El doar atât aprinde din acea conversație, că i s-a spus nu, că a fost refuzat. Izabela intervine cu un plan diabolic de a-l distruge pe Nabot. Via intră în stăpânirea lui Ahab și gata. Sau cel puțin așa a crezut Ahab, așa a crezut Izabela, așa o fi crezut și Nabot în ultimele lui momente de viață, sub ploaia de pietre. Mă gândesc că așa au crezut martorii mincinoși. Și bătrânii și dregătorii cetății, care au executat în tocmai porunca Izabelei. Însă atunci când ai în cer un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor și suveran, lucrurile nu se termină aici.
În realitate avem de-a face cu seriozitatea unui om care prețuiește o moștenire. Când vorbim de cuvântul moștenire, nu ne gândim doar la bani, nu ne gândim la pământ, nu ne gândim doar la partea materială a lucrurilor. Moștenirea are o componentă emoțională, are în sine o nostalgie, are în sine un preț de suflet. Pentru că nu este doar o casă obișnuită, poate fi casa în care ai copilărit, poate fi casa părinților, poate fi un pământ în care te-ai jucat fiind copil. Există o valoare sentimentală în orice moștenire. Și vorbind despre moștenirea lui Nabot, pe care a refuzat să o înstrăineze și să-i o dea lui Ahab, aș vrea să vorbim mai întâi despre principiul moștenirii. Când vorbim despre moștenire în Israelul de altă dată, potrivit Levitic 25 cu 23, odată ce aveai o moștenire, odată ce aveai un loc, care îți fusese repartizat, și în Israel locurile au fost repartizate de Dumnezeu prin robul său Moise, semințiilor, apoi triburilor, familiilor, caselor lui Israel. Și ceea ce le-a spus Dumnezeu a fost: voi în țara asta nu sunteți stăpâni. Voi în țara asta sunteți străini și venetici. Pământul e al meu, țara e a mea și v-am dat-o pentru o vreme. Și ceea ce dă Dumnezeu trebuie prețuit și trebuie păstrat. Tot ceea ce dă Dumnezeu este o moștenire prețioasă pentru viață. Nabot a spus foarte clar: nu îți voi da moștenirea părinților mei. Nabot respectă legea lui Dumnezeu. Pentru el nu a fost o decizie bazată pe interese materiale sau de alt gen. Deși trăia într-o vreme în care oamenii nu mai țineau așa de mult la principii. Trăim în vremea lui Ahab și Izabela. Ce să mai vorbești de principii când oamenii se lepădaseră de Dumnezeul adevărat și slujau idolilor și dumnezeilor străini? Este o vreme a confuziei. Este o vreme când oamenii au întors spatele adevărului. Este o vreme a lepădării de Dumnezeu. Într-o asemenea vreme, Nabot are principii. Nabot cunoaște legea lui Dumnezeu și Nabot respectă legea lui Dumnezeu. El putea și să justifice tranzacția destul de rațional și chiar într-o anumită măsură principial. Vedeți, în Cartea Leviticului, în capitolul 25 cu 23, spune să nu vinzi proprietatea pentru că este pământul lui Dumnezeu care ți-a fost dat pentru o vreme, dar începând de la capitolul 20, versetul 24, există o clauză de răscumpărare.
Trebuie să existe un drept de răscumpărare. Dacă printr-o anumită împrejurare, circumstanță, cineva chiar trebuie să vândă, este o decizie de supraviețuire. Cumpărătorul nu are drept asupra pământului, decât temporar, pentru o vreme, până în anul de veselie. În anul de veselie trebuie să se dea drept de răscumpărare. Dacă persoana care a fost proprietară la început nu are posibilități, atunci cineva din familia imediată. Dar după o anumită perioadă, indiferent ce se întâmplă, pământul trebuie să treacă din nou la proprietarul original. Asta este legea lui Dumnezeu. Și Nabot putea să spună, nu este o împrejurare unică, nu în fiecare zi vine împăratul lui Israel să facă un schimb de genul ăsta cu tine. Și dacă ideea este că până la urmă am drept de răscumpărare, nu o să trăiască ăsta 100 de ani. Mă gândesc că Nabot o fi avut și el familie, nu? Urmașii mei vor avea drept după vreme să răscumpere pământul și dacă cumva sunt scăpătați și n-au bani și n-au cu ce, vine anul ăla special când proprietatea va intra din nou în posesia casei mele, familiei mele. Era un pic de ajustare a principiilor, o scăpare pe care legea, o derogare pe care legea o făcea chiar și într-un asemenea caz. Cu toate acestea, în ciuda clauzei de răscumpărare, Nabot nu face compromisuri. Nabot cinstește moștenirea, pentru că Nabot o consideră mai întâi providențială, darul lui Dumnezeu, apoi parentală, moștenirea părintească și personală, e un bun de care este legat sentimental, de care nu se poate deslipi. Acest loc face parte din copilăria lui, din creșterea lui în familia părintească, din experiențele lui de viață și refuză să o înstrăineze. La capitolul principii, și pentru că vrem să actualizăm această istorie pentru vremurile noastre, mare atenție, frați și surori, dragi tineri, la moștenirea pe care noi o avem. În Hristos, principiul moștenirii noastre nu ține de pământuri, nu ține de case, nu ține de conturi, nu ține de valori materiale. Moștenirea noastră este o moștenire duhovnicească, este o moștenire spirituală, este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Este un dar prețios pe care l-a dat Dumnezeu sfinților și bisericii. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 22:28. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Și în 1 Corinteni 15:1-2, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă... Vreau să fac o mică paranteză. Toate făgăduințele divine sunt condiționate, să nu credeți minciuna pe care o propagă unii, că există ceva necondiționat în Dumnezeu. Toate legămintele Lui, inclusiv dragostea Lui, este condiționată. Că dacă n-ar fi condiționată, s-ar duce toți oamenii în rai, n-ar exista iad. Or, noi știm, marea majoritate a oamenilor care au trăit sau care trăiesc pe pământ, datorită refuzului lor de a accepta prin pocăință Evanghelia, vor ajunge în iad. Asta este o realitate incontestabilă. Este o realitate prezentată clar de cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru că orice promisiune, orice ofertă divină are în sine o clauză, o condiție care începe cu dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Este o moștenire care nu poate fi înstrăinată, care nu poate fi ciuntită, care nu poate fi amendată. Este o moștenire care a traversat secolele și a rămas la fel, dar pe care oamenii au mutilat-o. Foarte mulți se întreabă, dar și creștinismul s-a împărțit în sute de nuanțe. Nu să mai știm noi care este creștinismul adevărat. Și la urma urmei, de ce s-a divizat în halul ăsta? Puneți, vă rog, înapoi 1 Corinteni 15, 1 și 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Apostolul Pavel spunea în Galateni că nu este o altă Evanghelie, dar dacă cineva vine cu o altă Evanghelie, un înger să fie, el însuși să fi fost, să fie anatema. Se așează sub blestem. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas sau ar fi trebuit să rămâneți și prin care sunteți mântuiți, dar numai dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. De ce există atâtea denominații? Pentru că oamenii n-au ținut Evanghelia așa cum au primit-o. După o vreme s-a dezvoltat un ritual cu nuanțe de păgânism. Oamenii au crezut că dacă își fac un semn al crucii pe lângă biserică, asta îi curăță de păcate? Sau e un fel de închinare înaintea lui Dumnezeu? Nebiblic, nu e parte din Evanghelie. Alții au crezut că dacă dau de mâncare pentru morți și fac parastase, îi scot din purgatoriu, îi scot din chin și îi bagă în locurile cu verdeață. Toate aceste artificii sunt artificii care mutilează credința și Evanghelia. Sunt oameni care degeaba au crezut pentru că au renunțat la cuvântul curat și sfânt al Evangheliei. De-aia există multe denominații. Unora li s-a părut prea greu să mai stăruiască și să mai ceară botezul cu Duhul Sfânt. Unii au pus sub semnul întrebării botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi și darurile spirituale și a apărut nuanța cesaționistă. Alții s-au săturat să lupte viața de credință în fiecare zi, prin ispite, prin provocări. Și au spus, dar de ce să nu ne dea Dumnezeu o mântuire care să nu se poată pierde? Și prin calvinism și nuanțele lui moderne, sunt oameni care cred că își pot face de cap și dacă Dumnezeu i-a rânduit la rai, de voie, de nevoie, n-au încotro și vor ajunge acolo. Toate aceste erezii, toate aceste falsuri au apărut datorită îndărădniciei oamenilor de a păstra credința așa cum au primit-o, de a păstra moștenirea între granițele originale. Văd foarte mulți tineri în acest sanctuar. Să știți că vă iubim, să știți că vă prețuim. Platformele sunt pline de voi, sunt făcute pentru voi. Să cântați, să-L lăudați pe Dumnezeu. Dar aș vrea să vă pun o întrebare.
Pentru că Petru spunea cei tineri să fie supuși celor bătrâni. Cine stabilește regulile și principiile pentru generația ta? Răspunsul cuvântului lui Dumnezeu este generația de dinainte. Într-o zi tu vei deveni acea generație și tu vei da ca moștenire principiile celor care vin după tine. Datoria fiecărei generații este să primească adevărul original de la generația de dinainte, nealterat, neschimbat, neamendat, să-l păstreze cu strictețe și cu sfințenie și să-l dea mai departe așa cum l-a primit. Vă aduc aminte ce îi spunea Pavel lui Timotei: găsește oameni de încredere, oameni care nu se compromit, oameni care mai bine mor decât să schimbe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuire. Acelora să le încredințezi, ca mai departe ei să-l încredințeze la alții de aceeași teapă cu ei și tot așa. Credința penticostală, și nu mă refer neapărat la instituție, mă refer la credință, nu a apărut acum 100 de ani, a fost reînviată acum 100 de ani în țara noastră, dar ea este o credință care merge până la crucea Domnului Iisus Hristos, până în odaia de sus. Pentru că aici găsim credința originală, dragii mei, tot ce găsiți aici trăiți, tot ce nu găsiți aici dați la o parte. Pentru că doar în cuvântul lui Dumnezeu este adevărata credință. Atenție la moștenirea credinței, am vorbit despre principiul credinței, credința trebuie păstrată la fel. Nu umblă fiecare cu manualul lui de buzunar. Nu modificăm credința doar pentru că copiii noștri o refuză și decât să rupem relația cu ei și să apară ruptura și separarea. De dragul nimănui nu trebuie modificată credința. De dragul nimănui. Vă rog să observați în al doilea rând prețul moștenirii, nu numai principiul moștenirii, prețul moștenirii. Prețul moștenirii lui Nabot nu este o vie mai bună. O vie mai bună valora mai mult decât via lui. Nu este un preț de argint. Probabil că ar fi putut să-i ceară dublu sau mai mult, că doar era împărat și avea. Nici cultivarea unei relații. Când Nabot refuză această afacere și înstrăinarea moștenirii lui, el nu renunță la o vie mai bună, nu renunță la argint și nu renunță la o relație de favoare cu împăratul. El renunță la propria sa viață. Prețul moștenirii lui Nabot este preț de sânge. Cât de valoroasă a fost moștenirea lui Nabot? A fost mai valoroasă decât propria lui viață. Ascultați ce spune în Apocalipsa 12:11 despre sfinții care au moștenirea credinței adevărate. Ei l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Asta este moștenirea. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Știți ce am observat în ultimii ani? Inclusiv în timpul pandemiei. Am observat că suntem gata să mergem foarte departe pentru credința noastră, dar nu chiar până la moarte.
obsesia supraviețuirii a devenit o obsesie foarte periculoasă. Și să nu mă înțelegeți greșit. Pentru o vreme n-am știut ce se întâmplă. Am stat cu semne de întrebare deasupra capului. E o minciună că oamenii politici și oamenii cu vază din lumea asta ne iubesc bătrânii noștri, copiii noștri, vulnerabilii noștri, bolnavii noștri, mai mult decât îi iubim noi. Ce, noi vrem să ne moară bunicii și părinții? Nici de cum. Însă în momentul în care ne-am prins și ne-am prins destul de repede că e ceva mai sinistru decât un virus periculos, este o încercare de subminare religioasă, de închidere a bisericilor, nu pentru o lună sau două, ci pentru un an sau doi. Ăsta a fost scopul inițial. Și știu de unde știu și știu. Ăsta a fost planul. Ascultați-mă. După un an sau doi, fără adunări fizice ale bisericii, și ăsta este un principiu al credinței date sfinților odată pentru totdeauna, ei erau împreună la un loc în fiecare zi. Și Biblia spune să nu părăsim adunarea, acolo e termenul de adunare fizică. Nu că biserica nu supraviețuiește fără adunări. Biserica nici nu există fără adunări. Pentru că biserica nu este o instituție recunoscută legal. Biserica lui Iisus Hristos nu este un registru de membru. Și noi avem registru de membru. Că și în biserica primară i-a numărat că erau aproape 3.000, cum rotunjim noi păstorii, la mai mare, un pic. Dar adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos sunt credincioșii care sunt împreună și îl slujesc pe Dumnezeu dintr-o credință autentică. Există planuri sinistre în lumea noastră să ne înmoaie, să ne docilizeze la nivelul la care să prețuim viața aceasta mai mult decât pe cealaltă. Și vă aduc aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos: cine va câștiga viața aceasta, o va pierde. Și cine o va pierde, o va câștiga. Nu suntem paranoici, nu suntem extremiști. Dar în momentul în care se apropie tăvălugul acesta de granița moștenirii noastre, pentru moștenirea noastră suntem în stare să ne dăm libertatea și să ne dăm viața. În Evrei 10:28 începând, cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Exact ce a pățit săracul Nabot printr-o mărturie mincinoasă. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Versetul 30. Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Interesant că în Apocalipsa 12:11 este vorba de două jertfe. Jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele mielului, și jertfa urmașilor săi. Pentru ca să avem această moștenire, Hristos și-a dat viața. Pentru ca să o păstrăm, noi trebuie să fim în stare să ne dăm viața. Și o mică paranteză.
Foarte mulți spun că sunt gata să moară pentru Hristos când va veni vremea. Dar ei acum nu pot trăi pentru Hristos în libertate. Ei acum nu pot veni la biserică. Ei acum nu pot citi scripturile și se roage măcar o oră pe zi. Ei acum nu pot face bine celor din jurul lor. Cine nu e în stare azi să trăiască pentru Hristos, nu va fi în stare mâine să moară pentru Hristos. Evrei 12, de la 15 la 17. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Ne oprim puțin la versetul 16. Există o curvie care intră în moralitatea familiei și a integrității morale și există un gen de curvie care înseamnă înșelarea lui Dumnezeu pentru avantaje și pentru privilegii. Poporul Israel a fost acuzat de curvie spirituală pentru că s-a închinat la Dumnezei străini. În viața unui credincios nu trebuie să existe decât un singur Dumnezeu, Dumnezeul adevărat. El nu este pe primul loc în viața noastră, El este pe singurul loc în viața noastră. Dumnezeu n-a intrat în competiție cu nimeni. Pe pagina unde scriem Dumnezeu, nu scriem Dumnezeu pe primul loc, ci scriem Dumnezeu singur! Singur! Versetul 17. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Am vorbit despre principiul moștenirii, despre prețul moștenirii, în al treilea rând, pedeapsa moștenirii. Am citit în pasajul acesta că Ahab s-a vândut să facă ce este rău. Nu i-a păsat de Dumnezeu, nu i-a păsat de oameni, nu i-a păsat de viitorul casei lui. Le-a compromis pe toate. Și chiar dacă s-a smerit, smerenia lui a fost de scurtă durată, pentru că n-a schimbat planul major al lui Dumnezeu. A fost o smerenie de frică, nu o pocăință autentică. A fost superficială. Gândiți-vă la un lucru. Ahab s-a îmbrăcat în sac, a început să umble încet. S-a smerit, dar n-a dat moștenirea înapoi. N-a dat grădina de zarzavaturi înapoi. Nu a făcut restituție. Să știți că pocăința începe cu restituție. Și nu a îndepărtat idolatria din țară. El și Izabel au fost cei mai idolatri dintre toți împărații lui Israel. Cât de serioși suntem noi cu minunata moștenire care ne-a fost dată? Care sunt principiile noastre? Se suprapun ele Sfintelor Scripturi? Care sunt preocupările noastre? Sunt mână în mână cu principiile pe care le credem și le profesăm? Care sunt prioritățile noastre de viață? Pun ele în prim plan sfințirea, apropierea de Dumnezeu? Dragii mei, de-a lungul secolelor, milioane de frați și surori de-ai noștri au plătit prețul capital de sânge pentru moștenirea care ne-a fost lăsată. Și în Evrei, capitolul 11, unde este lista eroilor credinței, ni se dau câteva nume, dar ea rămâne deschisă pentru miile, miile, miile
poate sutele de mii și chiar milioanele de creștini care au plătit un preț mare pentru această moștenire. Ia ascultați frumos, cu cine vrem să ajungem noi în rai și să ne și frecăm umerii unii de alții? Versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Până aici sunt acte de eroism. Cu asemenea eroi vrem să fim împreună, vrem să le imităm faptele de vitejie. Dar ia auziți, partea a doua a versetului 35, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Pentru moștenire au făcut asta. De dragul moștenirii! Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și dumneavoastră veți spune, mulțumim frumos, va să zic că noi nu trebuie să trecem prin ce trec ei. Noi nu trebuie să plătim prețul pe care l-au plătit ei. Că nouă ni s-a dat ceva mai bun. Nu, moștenirea e mai bună. Lor li s-a dat moștenirea legii cu făgăduințe pentru aici și acum și mai puțin pentru dincolo. Nouă ni s-a dat o moștenire mai mare, mai bogată, mai frumoasă, mai glorioasă. Și auziți ce se întâmplă în cartea Apocalipsei, în capitolul 6, versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, să bovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și le s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Mânia lui Dumnezeu vine în curând, Apocalipsa, capitolul 11, versetul 18. Neamurile se mâniaseră, când se mânie neamurile, suferă poporul lui Dumnezeu, pentru că ei ar vrea să-i facă ceva lui Dumnezeu, ei îl urăsc pe Dumnezeu, dar n-au ce să-i facă, nu pot ajunge la el, nu-l pot ataca pe el. Și atunci atacă ce iubește Dumnezeu, ca pe lumina ochilor săi. Dar a venit mânia ta. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Scumpii mei frați și surori, mă uit cu drag la dumneavoastră că veniți la casa lui Dumnezeu cu dorința de a vă închina, de a-L lăuda pe Dumnezeu. Vă creșteți copilași în frică și temere de Domnul. Vă luptați într-o societate atât de ostilă credinței noastre. Să o păstrăm cât putem noi mai bine și să ne ajute Dumnezeu la aceasta.
Dar aș vrea să vă spun ce văd eu în dimineața asta. Văd sfinți care au primit o moștenire prețioasă. Ca să o înstrăinați, ca să vă lepădați de ea, să o ciuntiți și să o compromiteți, este un Ahab mai mare decât Ahab, care e în stare să vă ofere orice în schimb. Toate ofertele lui sunt mincinoase. Vă rugăm frumos în numele Domnului Iisus. Mai bine să murim decât să rămânem fără moștenire. Pentru că moștenirea noastră nu este doar credință, ci parte din credință este viața veșnică. Cântăm de multe ori, facă Domnul ce-o face cu noi. Suntem încă în mâna Domnului și vom rămâne în mâna Domnului. Dar dacă Domnul va îngădui să plătim prețul suprem, ca să arătăm cât de mare și cât de prețioasă este această moștenire, să fim gata să o facem și Domnul să ne ajute. Amin. Amin, Domnul.